Prima treaptă s-a început cel bun pentru acest lucru dolcesc spre învierea lui Hristos. Mulțumim Preasfințitului pentru rugăciune pe care le-a făcut pentru noi, ca să ușureze mai mult urcușul acesta dolcesc. Mulțumim părinților care, la invitația părintelui Stariț, au venit aici. Și eu am fost mai târziu, dar până la urmă așa am prins și o bucată de coadă. Vă spunea părintele Paisie. Țin să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această mare, într-adevăr, binecuvântare, bucurie duhovnicească,
asupra Sfintei noastre mănăstiri, cât și a frăților voastre celor prezenți astăzi. Mulțumim, Preasfințul Părinte Episcop Calin Botoșeneanu, pentru că de fiecare dată reușește să aducă în inimile și suflete noastre multă binecuvântare, multă liniște sufletească și aș putea spune că rugăciunile, dezlegările de astăzi, de fiecare dată, sunt ca un balsam pentru sufletul trupurile noastre. Și avem o mare nevoie, mai cu seamă, ne apropiem de săptămâna patimilor. Mulțumim la Părintele Profesor Vasile pentru cuvântul de învățătură. Mulțumim Preacuviosului Părinte Stareț, Arhimandrit Nectare, care a venit din Basarabia, prieten de suflet al meu. Mulțumim tuturor părinților, slujitori de împreună rugători și, în ultimul rând, dumneavoastră, celor dragi sufletului meu, care ați poposit astă noapte și ați urcat de alu mănăstire, avându-o astăzi, să dea Hristos Dumnezeu să vă fie de folos și bucuria învierii lui Hristos să vă aducă multă lumină, multă liniște și multă binecuvântare în casa și familia dumneavoastră. Dacă îmi permiteți să vă anunț rânduiala Evisc Credincioși, precum bine știți, în săptămâna patimilor, în Joia Mare, în afară de 14 septembrie, unde parcurgem drumul Crucii, înălțarea Sfintei Cruci, este o frumoasă tradiție ca în săptămâna mare, în Joia Mare, la ora 14 vom citi rosti cele 12 Evanghelie, venea celor 12 Evanghelie. Începem mai degrabă venea celor 12 Evanghelie, deoarece la ora 16, cu micul mare, cu părinții slujitori, cu credincioșii, coborâm la baza dealului, la poarta Crucii, unde vom parcurge drumul Crucii, la prima troiță până la 14-a troiță, în dealul mare. În fiecare seară, venea începe la ora 17, provodul din nou la ora 17. Mulțumim și încă o dată sărbători frumoase, liniștite și binecuvântate. Doamne ajută!